au fost amendați după ce au spart străzile ca să facă lucrări de canalizare. Atât beneficiarul cât și constructorul au primit câte 3 sancțiuni. Polițiștii locali din Târgu Jiu au amendat constructorul ce efectuează lucrări în zona de sud a municipiului, după ce au constatat că acesta nu avea acord pentru spargerea drumului. Beneficiarul a fost la rândul lui sancționat pentru că nu a întreținut străzile. Da, din păcate, în fiecare săptămână facem astfel de verificări în zonele unde se execută lucrări și s-au aplicat și în ultimul timp sancțiuni în acest sens. Adică vorbim de ultimile străzi care au fost sparte, unde s-au aplicat 3 sancțiuni beneficiarului, 3 sancțiuni constructorului. Aici vorbim de la constructor de lipsa acordului de spargere a drumului public eliberat de către administratorul drumului, iar la beneficiar de întreținerea străzilor până la finalizarea acestora. Sancțiunile de cât au fost? De 6.000 de lei pentru lipsa avizului și de 20.000 de lei pentru neîntreținerea străzilor pe care au lucrat. Poliția locală Târgu Jiu a mai aplicat amenzi și pentru firme care executau lucrări la rețeaua de gaze și care au spart strada Victoriei, pe care nu au mai reparat-o, lăsând șanțuri acoperite cu pământ.